Bună ziua! Mulțumesc presiei pentru prezență. Astăzi, 18 februarie 2021, am făcut o adresă, un demers în adresa Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică și vreau să dau o citire acestui demers. Stimați membri ai Comisiei, la 15 februarie, anul curent, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a adoptat hotărârea cu numărul 45. Prin punctul 9 din hotărârea nominalizată, se restricționează activitatea piețelor comerciale, limitându-se doar la zilele de marți, joi și sâmbătă, cu excepția piețelor agricole. Menționăm că în spațiul public nu au fost aduse argumente pertinente care ar justifica oportunitatea restricției respective, astfel încât aceasta nu poate fi justificată în condițiile în care există posibilitatea activării piețelor comerciale în regim obișnuit, cu respectarea normelor sanitar-epidemiologice. Mai mult decât atât, întrucât punctul 10 din hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică numărul 45 din 15 februarie 2021 permite desfășurarea activității de comerț, păstrării servicii, prestării de servicii în spații închise, cu admiterea concomitentă a unui număr limitat de clienți, restricționarea în totalitate în anumite zile a activității piețelor comerciale, altfel decât cele agricole, în spații deschise, nu pare a fi una rezonabilă. În acest context și în conformitate cu articolul 24, 21 și 22 din legea numărul 39 din 1994 despre statutul deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, solicit să analizați suplimentar oportunitatea prevederilor punctului 9 din hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică numărul 45, care ține de restricționarea activității piețelor comerciale altele decât cele agricole, doar în zilele de marți, joi și sâmbătă, cu luarea în considerație atât a necesității luării măsurilor necesare împotriva răspândirii infecției COVID-19, cât și a permisivității activității agenților economici, cu condiția respectării normelor sanitar-epidemiologice. Astea fiind spuse, așteptăm răspunsul Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate. Mai mult ca atât, așteptăm și decizia. În cel mai bun caz, vorbim despre revizuirea acestui punct nou din hotărârea luată. Mulțumesc foarte mult!